Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Care designer de modă celebru proiectează rochia de mireasă a lui Slatercolu? Slatercolu și Halil Brahim Ceyhan își așteaptă cu nerăbdare ziua nunții. Nu numai ei, toată lumea așteaptă când va fi ziua lor fericită. Cu toate acestea, sunt atât de secreti, încât nu păstrează secrete față de nimeni. Totuși, conform informațiilor oferite de cercurile lor apropiate, ei se vor căsători în vară. Sila a determinat și conceptul de nunta cu Halil și vor avea o rochie de mireasă cu suta după acest concept. Deci, ce fel de rochie de mireasă va fi și cine o va pregăti? Nu există încă informații despre modul în care va fi proiectată rochia de mireasă, dar s-a stabilit care designer de modă va pregăti rochia de mireasă. S-a anunțat că Dilek Hanif, unul dintre cei mai importanți designeri de modă din Turcia, va crea rochia de mireasă a lui Slatercolu. Hanif, care proiectează rochii de mireasă pentru multe femei celebre din Turcia, va proiecta o rochie de mireasă perfectă pentru Sila cu designul ei original. Deci cine este Dilek Hanif? Dilek Hanif, care a reușit să aducă cultura anatoliană în moda mondială cu personalitatea ei creativă, curajoasă și vizionară, este unul dintre pionierii în istoria modei turce. Ca designer de modă și femeie de afaceri, precum și ambasador cultural și mamă, Dilek Hanif a reușit să creeze un brand global respectat cu postura ei puternică, importanța absolută a valorilor sale și căutarea perfecțiunii în fiecare detaliu. Și-a transformat creativitatea, pe care i s-a părut ușor din fire, în producție cu munca sa și un brand global cu pasiunea sa. Celebrul creator de modă s-a născut la Istanbul în 1962. Interesul său pentru modă a început de la o vârstă fragedă, ajutând afacerea cu textile a familiei sale. Și-a fondat primul său brand, Dilek Hanif Line, în 1990. În 2002, a intrat în lumea modei cu primul său spectacol Haute Couture în Biserica Istorică Hagia Irene. Figurile tradiționale de couture, pe care le-a inclus în colecția ei de primăvară-vară 2003, i-au adus premiul pentru cel mai de succes designer de modă pentru femeia anului. Artista, care și-a expus colecția de primăvară-vară 2004 la Săptămâna Modei Haute Couture de la Paris, a deschis noi drumuri, fiind primul designer de modă turc care a prezentat o colecție pe această platformă. În urma acestor succese, a continuat să-și prezinte colecțiile distinse, care își lasă în fiecare an amprenta modei mondiale, la Paris Haute Couture Week. În 2011, designerul și-a combinat talentul pentru haute couture cu spiritul său antreprenorial pentru a crea brandul de pret-a-porter Dilek Hanif. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine!